Specialiștii au anunțat că în ultima noapte a anului 2013 ar putea să ningă izolat și sunt așteptate fulguieli chiar și în capitală, în timp ce la Giurgiu acestea nu își vor face apariția. Ultima zi a acestui an va fi mai rece decât în ziua de Crăciun, însă temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, în condițiile în care sărbătoarea nașterii Domnului a venit cu temperaturi de 10 grade Celsius la Giurgiu. Noaptea dintre ani vom avea minima situată în jurul valorii de 0 grade și vom avea ceață. De Revelion va ninge slab doar la munte, în timp ce la Giurgiu fulguielile nu își vor face apariția, înregistrându-se o maximă de minus 3 grade. Singurul fenomen meteo de care nu vom scăpa nici noaptea de anul nou este ceața. După data de 1 ianuarie, vremea se va menține normală din punct de vedere climatologic, fără nisoare sau alte fenomene meteo. Se poate asocia ceața pe alocuri și cu burniță. Ce să ne așteptăm după 1 ianuarie? După 1 ianuarie vom avea maxime în jurul valorilor de 3-4 grade, și minimele în jurul valorii de 0 grade. Precipitații vor fi? Precipitațiile deocamdată lipsesc. În următoarea perioadă, gradele din termometre vor scădea. Luna ianuarie anului 2014 vine cu temperaturi mai mici decât în mod normal în această perioadă, însă în februarie și martie acestea se vor apropia de normele climatologice. În primele două luni din 2014, cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de medie, însă în martie acestea vor fi mai mari, arată prognoza ANM pe primele trei luni ale anului.